Părinții intră în ultimii 100 de metri ai cursei pentru achiziționarea rechizitelor necesare în noul an școlar. Cu cei mici de mână, adulții iau la pas librăriile și caută cele mai bune oferte. De la Penar până la Ghiozdan, cei mici dictează care sunt dorințele lor pentru începutul școlii. În general, înainte de începutul școlii, chiar cu câteva zile, de obicei părinții cumpără minimul necesar. 2-3 caietele, câteva acuarele. Asta discutăm despre copiii mai mici, grădiniță și chiar ciclu primar. După începerea anului școlar, în special după prima zi, când se fac ședințele cu părinții și li se comunică necesarul de care au nevoie, ulterior părinții revin la noi cu necesarul aferent și în baza necesarului se achiziționează tot ceea ce este necesar. Prețurile depind de produse, dar anul acesta nu au crescut cu mult. Unele librării au și reduceri. Noi vorbim din punctul nostru de vedere, iar librăria noastră, față de anii trecuți, să știți care prețurile mai mici. Noi am mers cu reduceri foarte mari și așteptăm pe cei care vin cu reduceri de până la 20-30%, chiar și 40% avem. Ne-am pregătit special pentru anul școlar, tocmai să fie prețurile rezonabile și să se poată achiziționa orice la un preț mai bun. Prețul, un caiet pleacă de la 70 de bani și până la, acum dacă discutăm despre un caiet studențesc, merge undeva până la 3,50 lei, 3,70 lei. Prețurile sunt rezonabile, zicem noi, și pentru orice buzunar. Totuși, părinții cumpără numai strictul necesar și se ghidează după ce au cumpărat și în anii trecuți. Un Penar neechipat, o să-l echipăm noi cum dorește domnișoara. Caiete și penare și creioane, tot ce au nevoie elevii la școală. Și cum vi se par prețurile? Rezonabile. Luăm după cum am luat și anii trecuți. Pentru a achiziționa toate rechizitele, părinții scot destui bani din buzunare, dar pentru a le face pe plac celor mici, spun ei, merită orice sacrificiu.